cine e marele câștigător de la MasterChef de sezonul acesta. Mai sunt aproape două luni până la marea finală, însă au apărut zvonuri cu numele marelui câștigător. Ea s-a făcut remarcată de-a lungul edițiilor cu preparatele inedite. Sezonul acesta MasterChef este filmat în avans, așa că scenele care sunt difuzate acum la TV au fost pregătite cu săptămâni înainte. Jurații se pare că au desemnat chiar și marele câștigător al acestei ediții, bucătarul care a plecat acasă cu cecul de 50 de euro până Luca Pastramă, Diana și alți concurenți au luptat aprit pentru marele premiu, cu toate armele pe care le-au avut în dotare. Jurații nu s-au lăsat păcăliți și cel mai bun dintre concurenți a luat totul semnul exclamării prin conform cancan. Alina Golovan a fost desemnată câștigătoarea MasterChef 2019. După ce Jose Haddad, Silviu Chelarcu și Cosmin Tudoran au degustat preparatele celor doi finaliști, marele premiu de 50 de euro a mers către concurenta tatuată, care se pare că i-a impresionat pe toți cu abilitățile de bucătar. Raluca Foda și Brigitte Pastramă, replici tăioase la MasterChef, am alergie când o aud cum vorbește. Invitați în platoul de la MasterChef, Brigitte Pastramă și Florin Pastramă i-au pus la treabă pe concurenți. Au vrut să guste cele mai alese preparate. În emisiune, fosta iubită afaceristului a refuzat să le gătească celor doi, ba chiar rivalele au avut replici tăioase una la adresa celeilalte. Bine v-am găsit! Sunt atât de fericită că astăzi ne aflăm aici și avem onoarea ca să gătiți pentru noi și pentru invitații noștri. În momentul în care am auzit că voi veți găti pentru noi, ne-am simțit fericit. Chiar vrem să vedem cât de inventivi sunteți. Eu sunt cu peștele, el este cu vita virgulă, a spus Brigitte Pastramă. Punta Luca a spus că le va pune o travă în mâncare celor doi. Verde de Paris îți spun, direct, le pun o travă în mâncare. Ah, ce ipocrită poți să fii! Virgulă, comentat fosta iubită a lui Florin Pastramă.